Fostul fotbalist Marian Aliuță nu o duce rău deloc. După ce s-a lăsat de sport, el s-a reorientat spre un alt domeniu, cel al imobiliarelor. Cu toate că afacerile îi merg bine, fostul fotbalist regretă că nu a oferit mai multe sportului care l-a făcut celebru. Fotbalistul se zice că moare de dor, odată de moarte naturală și odată atunci când se lasă de fotbal. Eu deja am murit odată. Viața mea este absolut normală, am ieșit din fotbal de foarte mult timp, urmăresc tot ce se întâmplă în fenomen, dar în momentul de față sunt mai mult pe afaceri. M-am axat pe partea asta de construcții. Pe imobiliare? Pe imobiliare. Sper să mai meargă și să ne fie bine. Cei care construim, asta ne dorim. Mi-aduc aminte de aproape toate momentele care le-am avut în fotbal, de la începutul carierei până la final. Mă uit în urmă cu o mare satisfacție și totodată cu regret că nu mai pot juca. Pentru că fotbalistul se zice că moare de dor, odată de moarte naturală și odată atunci când se lasă de fotbal. Eu deja am murit odată din cauza fotbalului. Făceam ceea ce îmi place, pentru că asta mi-am dorit de mic copil, să joc fotbal, să ajung fotbalist. Am reușit și făceam cu plăcere, niciodată nu m-am gândit la altceva, mă refer la partea financiară, aia venea pe urmă. Când am jucat fotbal, mă gândeam doar să joc bine, să avem rezultate și atunci când pierdeam era foarte greu, pentru că mă consumam foarte mult. Viața de zi cu zi avem probleme, așa și în sport. Am avut și satisfacție, am avut și probleme atunci când am avut rezultate sau o perioadă mai proastă a mea personală. Te mobilizezi singur, familia, antrenorii. Trebuie până la urmă tu singur să te mobilizezi și să ajungi ceea ce îți dorești, să ai performanță. Normal că am regrete și eu, pentru că nu mai am minte azi, dar nu mai pot juca. Dacă făceam ceea ce trebuia la momentul respectiv, cred că puteam să dau mai mult fotbalului, pentru că pot să spun că aveam calități foarte mari. Nu o spun doar eu, o spun și cei din fotbal. Știi care e problema? Sportivul român în general se mulțumește cu puțin. Azi, dacă aș da timpul înapoi, crede-mă că aș face mult mai multe, aș rămâne după antrenament, aș merge în sală. Eu, de exemplu, azi nu mai joc, dar merg zi de zi la sală, îmi place ceea ce fac și mă oftic, pentru că atunci când jucam nu făceam. Terminam antrenamentul și nu știam cum să ies mai repede la cafenele. Am dat mai puțin fotbal decât ceea ce mi-a oferit mie Dumnezeu ca talent. Eu, când m-am lăsat de fotbal, m-am lăsat datorită faptului că aveam hernie de disc. Și am fost nevoit să mă las, nu că mi-am dorit. Mi-a fost foarte greu la început. Mă bucur că sunt lângă copii, îi văd când cresc. Azi n-aș mai putea să stau în cantonament. Viața de familie pentru mine înseamnă totul. Mă bucur de copii în fiecare zi. Sunt cu ei, cu soția, ies mereu în oraș. Pot să spun că soția îmi dă oarecare libertate. Atunci când ies afară, ies zi de zi. Dacă o las acasă, niciodată nu mă întreabă unde te duci.